canalul Reins Fitness Academy sau Reins Academy sau Reins Fitness sau Reins. Are un canal foarte mare, probabil că are și foarte mulți clienți, dar oare dă cele mai bune sfaturi când vine vorba de slăbit și de nutriție? Haideți să vedem. Lidl, de acolo îmi fac și eu cumpărăturile, magazinul meu preferat. Ca să slăbească și-a luat două borcale de unde arahid, de mâncare. Eu cred că are o problemă cu nutriția, pentru că se chinuie foarte tare să slăbească. Da? Așa că este foarte... Carbohidrații au efect distrugător. What the fuck? Fiecare din acești trei macronutrienți au un rol foarte bine stabilit și foarte important în corp. Să mă ajute la potență, pentru că stau bine la acest capitol, dar v-am spus ca să știți... Salut! Sunt Otu de la Miere TVO, iar astăzi începem o nouă serie pe canal, fraților, se numește Greșeli în Fitness. În această nouă serie de clipuri voi analiza toate greșelile din fitness, ale fitnessiștilor români, ale youtuberilor, ale nutriționiștilor, ale oamenilor care se ocupă cu treaba asta sau au legătură cu lucrurile acestea și vă dau informații, vă învață să slăbiți, cum să mâncați. Sunt mulți oameni de care poate nici nu am auzit, așa că am rugămintea la voi să-mi lăsați în comentarii pentru episodul următor pe cine ați vrea să analizăm din industria fitnessului și a nutriției. Nu sunt doctor, nu sunt sportiv de performanță, nu sunt nutriționist, cu toate astea am reușit să slăbesc 38 de kg până la momentul actual, până când am filmat acest clip. Am reușit de asemenea să mai slăbesc și în trecut odată 50 de kg și am mai avut încă vreo 5 perioade în care am slăbit câte 20-30 de kg. Așa că am oarecare experiență în legătură cu slăbitul și cu nutriția și bineînțeles și cu masa musculară. Cei care mă urmăriți deja știți că eu încerc să fac cea mai tare transformare și bineînțeles singura transformare live în timp real din România și cred că din întreaga lume. O transformare în care încerc să creez masa musculară cât se poate de mult pe cale naturală, folosind o dietă mai non-conformistă, o dietă apicolă. După cum și numele canalului spune acest lucru, o dietă în care consum foarte multă miere în fiecare zi, plus alte suplimente apicole. Așa că dacă vreți să fiți martorii a cele mai tari transformări, singura recompoziție corporală live în timp real de pe tot YouTube-ul, vă rog frumos să vă abonați și să urmăriți clipurile mele de duminică, pentru că în fiecare duminică postez câte un clip nou cu toate mesele din săptămână, antrenamente, motivație, sfaturi, ponturi și recomandări. Prin această serie de clipuri nu vreau să îngrop niciun YouTuber, îi admir pe foarte mulți, mulți m-au inspirat și pe mine să slăbesc, m-au motivat, am avut multe de învățat de la ei. Pentru primul episod din această serie vom discuta despre canalul Reins Fitness Academy sau Reins Academy sau Reins Fitness sau Reins. Eu îl urmăresc de foarte mulți ani pe acest băiat de când s-a apucat, știu foarte multe lucruri despre el, am văzut că nu mai are o grămadă de videouri când am dat eu pe el de YouTube. Când am dat eu de el pe YouTube, acum câțiva ani, avea niște videouri cu steroizi și încă m-am văzut că mai are câteva clipuri pe canalul lui în care vorbește cu oamenii live și le dă sfaturi de ce steroizi să ia. Nu este problema mea, nu judec pentru că a luat steroizi, el a făcut o transformare extraordinară, dar nu a fost naturală, să ne înțelegem. Iar acum, din ce am văzut, mai exact de anul trecut, de fapt, de când m-am apucat și eu canalul de YouTube, am văzut că s-a îngrășat special să slăbească odată cu voi, însă părerea mea este alta, eu consider că s-a de lăsat. Efectiv, n-am mai făcut sport, n-am mai fost la sală, am mâncat foarte mult, foarte multe prostii. Toți avem perioade de genul acesta, nu este nicio problemă, însă el a motivat cu faptul că s-a îngrășat special pentru abonații lui. În fine, însă nu fac clipul acestea pentru a-l judeca, pentru alegerile personale, fiecare e liber să facă ce vrea cu corpul lui. Este unul dintre cele mai mari canale de YouTube din țara noastră, are 66.500 de abonați. După cum puteți vedea, are foarte multe clipuri, iar majoritatea thumbnail-urilor sunt cu poza lui când avea pătrățele, când era foarte definit, foarte musculos. De acum foarte mulți ani, de când lua steroizi și a făcut această transformare. Iar aici este clipul de anul trecut, are din 900 de kilograme. El cu asta se ocupă, fraților, antrenează oameni, face antrenamente la distanță, online coaching, are un canal foarte mare, probabil că are și foarte mulți clienți, dar oare dă cele mai bune sfaturi când vine vorba de slăbit și de nutriție? Haideți să vedem. Ok, am dat aici pe un clip, se numește Alimentație, masă musculară, cumpărături slăbit și zăpadă. Haideți să vedem despre ce este vorba. Vreau să dau la cumpărături. Antioxidanți și așa mai departe cu bananele nu se exagerează. Eu mănânc o banană pe zi înainte de antrenament. Cu bananele nu se exagerează, fraților. Sunt fructe, sunt dăunătoare. Cât are o banană? 100 de calorii. Dacă mănânci două, ce te îngrași? Puteți să mâncați câte banane vreți voi și să slăbiți. Tot ce contează este deficitul caloric. Am
ajuns la capitolul mere verzi. Acum ai de spus cum stă treaba cu merele verzi. Cele mai bune pentru slăbiți sunt merele verzi. Exact cum sunt acestea pe care le vedeți. Astea le consum eu, da? Ei bine, există și alte tipuri de mere. Să nu confundați niciodată merele galbene sau merele semi-galbene sau merele mai puțin verzi, parțial verzi, cu aceste mere. Astea sunt merele pe care tu trebuie să le consumi în momentul în care dorești să slăbești. Pentru că dacă mănânci mere galbene sau semi-galbene, cum a zis el, te vei îngreșa. Dacă stăm să vorbim de culoare, da? Tot ce nu este verde, deja începe să aibă mai mulți carbohidrați. Deja merele galbene sunt puțin. Nu carbohidrați în grașă, ci numărul total de calorii, excesul de calorii consumate. Deci am abritat, bineînțeles, cu banane. Aceste mere galbene nu sunt pentru mine, da? Așa că nu vă luați de mine. De ce să se ia, frate, cineva de tine că mănânci mere galbene? Merele sunt foarte bune. Consumă mai multe mere. Consumați mai multe mere, fraților. Lăsați vrăjeala că sunt galbene, că sunt roșii, că au mai mulți carbohidrați. Astea sunt prostii. Noi trebuie să consumăm mai multe mere ca să slăbim, mai multe fructe, orice tip de fruct. Noi n-am ajuns obezi pentru că am mâncat foarte multe fructe și foarte multe salate, să ne înțelegem. Noi am ajuns obezi pentru că am mâncat foarte multe lucruri care îngrașă, bombe calorice, fast food-uri, sucuri, produse de patiserie, dulciuri. De asta am ajuns obezi. Nu că mâncăm carbohidrați sau că mâncăm fructe. Sunt mare fan ardei. Mie personal îmi plac foarte mult acești ardei. De obicei când mănânc o omletă ceva, tai și îl feliez așa și mi se pare că are un gust foarte bun. Să știți că am citit un studiu legat de acești ardei și s-ar spune că în creșterea lor se folosesc cele mai multe chimicale și că ar fi cel mai nesănătos. Acum presupun că depinde de mai mulți factori acest lucru. Bineînțeles, am luat și un castravete, am cumpărat. Trecem mai departe. Pentru slăbiți și în special pentru cheat day, pentru că se apropie duminica, este foarte bun de folosit acest unt de arahide. Și să vă explic de ce. Ce a zis? A zis pentru slăbit? Trecem mai departe. Pentru slăbit și... Unt de arahide pentru slăbit, pe bune? Deși are numărul de calorii, o să încerc să îl pun aici. Și să ne lăsăm așa, pentru... Fiți atenți câte calorii are. ...a focaliza, da? Bun. Deși are, după cum vedeți, 624 de calorii pe 100 de grame, dacă vă uitați în compoziție, conține foarte multe grăsimi și foarte puține glucide. Pe noi ce ne interesează? Ce ne îngrașă? Ne îngrașă zahărul sau ne îngrașă... Ce ne îngrașă? Ne îngrașă zahărul sau ne îngrașă grăsimile? Probabil că asta vrea să zică. Păi zic eu, frate, ce ne îngrașă. Și vouă, tuturor care mă urmăriți, chiar nu știu dacă o să-mi vadă clipul. Ne îngrașă numărul total de calorii, surplusul caloric, aia ne îngrașă. Hai să vedem ce zice. Ne îngrașă grăsimile, ne îngrașă zahărul. Așa că după cum vedeți, noi avem... Ne îngrașă zahărul. Zahărul ne îngrașă. Zahărul, am mai vorbit despre el, ne dă dependență. Zahărul, pur și simplu, are același număr de calorii ca și proteina. Ce o să zică după aia? Să nu mai mâncăm nici proteină pentru că îngrașă și proteina? Evident că toate lucrurile îngrașă, toate lucrurile au calorii. Unele au mai puține, altele mai multe. Iar acest unt de arahide este unul dintre alimentele cu cele mai multe calorii. Cum poți să spui să recomanzi untul de arahide? Ai zis că e super bogat în grăsimi. Da, e super bogat în grăsimi. Un gram de grăsime are 9 kilocalorii, spre deosebire de un gram de zahăr sau, mă rog, un gram de carbohidrat care are 4 calorii. Exact câte calorii are și un gram de proteină. Deci care îngrașă mai mult? Grăsimea sau zahărul? Grăsimea îngrașă mai mult. Însă nici zahărul nu este bun pentru că vă dă dependență. O să luați razna, o să vreți în fiecare zi câte o ciocolată după aia, dacă mâncați. Dar dacă știți că vă puteți controla, puteți să mâncați 2-3 căsuțe de ciocolată pe zi fără problemă. Eu v-aș recomanda miere pentru că este mult mai sănătoasă, pentru că ajută la prevenirea și combaterea peste 50 de boli. Haideți să continuăm, să vedem ce mai zice. 12 grame de zahăr, ceea ce este foarte puțin față de o dulceață. 12 grame de zahăr, foarte puțin, spre deosebire de o dulceață ea. Care ar putea să aibă 70%, adică 70 de grame la 100 de grame de glucide. Și ce contează că are 70% de grame de glucide? Ce contează lucrul ăsta? Am stabilit că glucidele îngrașă la fel de mult ca și proteinele. Iar dulceața pe care o compară el cu untul de arahide, vă zic eu, are mult mai puține calorii decât untul de arahide. Are aproape la jumate numărul de calorii. Așa că ce îngrașă mai mult, dulceața sau untul de arahide pe care îl recomandă el?
ceea ce chiar mi-ar dăuna. Așa că, în special celor care folosesc dieta keto, li se recomandă o... Da, e fan dieta keto, exact ce mă gândeam. Este fan dieta keto și, după cum știți, ca să intri în starea de ketoză, trebuie să mănânci 90% proteine și grăsimi și fibre, bineînțeles. Adică trebuie să eviți carbohidrații. Pentru că după câteva zile de nemâncat carbohidrați, corpul va intra într-o stare de ketoză și va începe să-și ia energia și să consume din grăsimea de pe corp. De ce face lucrul acesta corpul? După cum știm, bine, eu știu, nu știu dacă știe toată lumea, sursa preferată a corpului de energie, de unde și-a el energia, este din carbohidrați. Tu dacă nu-i dai carbohidrați corpului, tu practic nu-i mai dai sursa lui preferată de energie. Și atunci el se va chinui să transforme din grăsimea de pe corpul tău, să o ia și o transforme în energie. Vi se pare o dietă extraordinară aceasta? Mie sincer nu mi se pare. Acesta este un truc folosit de foarte mulți pentru a slăbi foarte repede pe o perioadă foarte scurtă. Pentru că un gram de carbohidrat reține 3 grame de apă. Și automat dacă mănânci, de exemplu, 100 de grame de carbohidrați sau 1 kilogram de carbohidrați, vei fi mult mai pufos și vei lua foarte repede în greutate. Pentru că la acea 100 de grame de carbohidrat sau la acel kilogram, corpul mai reține încă de 3 ori greutatea lui, vă dați seama, prin apa pe care o reține în mușchi și o transformă în glicogen. Și acelea sunt stocuri de energie pentru corp. O sursă foarte bună, este sursa preferată a corpului. Iar în momentul în care începe o dietă keto, când îi dai unui client de-al tău, pentru că acest băiat este antrenor personal și vă ajută să slăbiți, el în momentul în care vă dă dieta aceasta, keto, veți slăbi în prima săptămână vreo 2, 3, 4, chiar 5 kg, depinde cât de mari sunteți. Și eu am folosit diete keto. O dată pe săptămână este recomandat, musai, să-ți faci un carb loading, să mănânci câteva 100 grame de carbohidrați, pentru că altfel vei fi zombie. În fine, după părerea mea, este bine să avem o dietă echilibrată, exact cum vă învăț și eu în clipurile mele, să nu scoatem niciun macronutrient important. Sunt decât 3 macronutrienți, grăsimi, carbohidrați și proteină. Fiecare din acești 3 macronutrienți au un rol foarte bine stabilit și foarte important în corp. Tu dacă scoți unul dintre acești 3 macronutrienți, îi dai un șoc corpului. Îl dai peste cap, nu este ok. Trebuie să mâncăm și grăsimi, și carbohidrați, și proteine. Trebuie să mâncăm echilibrat și să avem o proporție bună și vom putea să slăbim și să creștem în masă musculară, exact cum am făcut și eu. Haideți să vedem ce mai zice. Ocazional, adică pot consuma fără niciun fel de problemă acest unt de arahide, pentru că el conține grăsimi și nu are efectul acela distrugător al zahărului și al carbohidraților, da? Așa că este foarte... Carbohidrații au efect distrugător. What the fuck? Bun. După cum v-am spus, este achiziționat tot din Lidl. Nu știu ce, nu focalizat. Lidl, de acolo fac și eu cumpărăturile, magazinul meu preferat. Asta foarte bine. Bun. Am luat două borcane să am. După cum vezi... Și-a luat două borcane să aibă. Ca să slăbească, și-a luat două borcane de unde arahide, mâncați așa. Deci, expiră în 2019. Am o problemă cu datele de expirare. Da? Ce am ochit imediat cum am intrat și la... Eu cred că are o problemă cu... Eu cred că are o problemă cu nutriția, pentru că se chinuie foarte tare să slăbească cu niște alimente care au foarte multe calorii. Pentru ca o dietă să fie cât mai eficientă și să poți mânca cât mai mult, trebuie să consumi cât mai multe alimente slabe calorice. Slabe în calorii. La fel sunt mare fan, da? Am ochit ceapa verde, deci eu sunt mare fan ceapa verde. O grămadă de minerale și vitamine. Aici are dreptate. Ceapa verde are o grămadă de minerale și vitamine, dar la fel au și celelalte legume. Trebuie să mâncați cât mai multe legume și cât mai multe fructe și cât mai diversificate pentru a vă lua toți macronutrienții și micronutrienții de care aveți nevoie, toate vitaminele și mineralele. Ceapa are o grămadă de efecte pozitive în organism. Există diete bazate pe ceapă și s-a... Probabil se referă la supa de ceapă. Spune că ajută inclusiv la potență. În cazul meu nu este nevoie să mă ajute la potență, pentru că stau bine la acest capitol, dar v-am spus ca să știți că această ceapă are numeroase efecte benefice pentru organism. Bineînțeles, avem aici și niște ciuperci care se pot adăuga, se pot prăji sau se pot adăuga în omletă dimineața, da?
Da, și ciupercile sunt foarte bune pentru că sunt bogate în proteine, se mai numesc și carnea vegetarianilor. Nelipsitele alune cu piper. Paule, și astea sunt bogate în calorii. Deci, fraților, nu consumați oleaginoase, alune, caju. Trebuie să consumați în cantități foarte mici. Dacă știți că vă puteți abține, consumați. Dar eu știu că dacă desfac o pungă de alune, nu mă pot opri la 30 de grame, la un mânuț așa. Asta e cantitatea recomandată, 30 de grame. Poți să mănânci o servire de 30 de grame de alune? Pe bune acum. La fel și cu ciocolată, de-aia nici nu-mi cumpăr. Atunci când îmi cumpăr, o rup. Nu pot să mănânc 3 căsuțe, să mănânc un rând de ciocolată. O rup în seara aia. Dacă vreți să slăbiți, evitați lucrurile acestea. Toate derivatele din alune, untul de arahide, uleiurile, grăsimile, astea trebuie evitate. Pe care l-am trecut în revistă și într-un alt video. Dintre acestea cu piper și mi se pare cea mai bună alegere. Pentru cheat day, dacă vrem ceva dulce, putem mânca ceva foarte interesant. După cum vedeți aici, merișoare, da? Merișoare din astea iau și de la Lidl și pun în miere, așa, în borcane cu miere și le vând clienților mei. Sunt foarte bune merișoarele astea de la Lidl. Dar astea nu se consumă fiecare zi de reținut. Astea la fel nu se consumă. Dar untul de arahide se consumă în fiecare zi? Ce mai avem aici? Am mai luat un piept de pui, da? Cam asta este cu aceste cumpărături. Va trebui să-mi prepar și următoarea masă. Da, fraților. Deci, ideea este că aceste cumpărături sunt în regulă, mai puțin câteva produse de aici, untul de arahide și acele alune. În rest, toate cumpărăturile sunt foarte ok. Explicațiile la fel au un pic de suferit. A spus câteva lucruri greșite, după cum ați văzut, l-am corectat. Sper că dacă vedeți și el acest clip să înțeleagă lucrurile pe care le-am explicat aici. Eu v-am zis să-l urmăresc de foarte mult timp, nu mă interesează că a luat steroizi, nu mă interesează acum se chinuie să slăbească și nu mai poate, sau că o să mai facă încă un ciclu de steroizi, habar n-am ce să facă el, n-am mai scos de mult un clip, are canalul mort. Mai are o grămadă de clipuri în care spune aceleași lucruri și demonizează zahărul și carbohidrații pentru că acesta ar fi motivul principal pentru care ne-am îngreșat. Însă trebuie să rețineți de la mine că puteți să slăbiți și mâncând junk food-uri și mâncând zahăr, dar nu este sănătos. Cu cât mănânci mai multe junk food-uri și mai multe prostii, cu atât ești mai bolnav și ești mai nesănătos, iar corpul îți va ceda, pentru că trebuie să mănânci un număr de 1500-2000 de calorii maxim dacă vrei să slăbești cât mai repede și totuși să ai o marjă de siguranță, să nu-ți faci crash diet, să mănânci 1000 de calorii. Iar dacă vei mânca 1500 de calorii bazându-te pe dulciuri și pe fast food-uri, mâncarea ta va arăta ceva de genul ăsta, o mânuță. Cu cât mănânci mai multe fructe și legume, cu atât masa ta va deveni mult mai mare, mult mai bogată și îți vei putea păcăli mult mai ușor creierul. Și vei avea, bineînțeles, toți nutrienții de care ai nevoie, toți macronutrienții, toți micronutrienții, mineralele, vitaminele de care ai nevoie și nu te vei îmbolnăvi, vei risca și mai puține accidentări în sală, așa dacă ești pe deficit caloric și mănânci numai tâmpenii, cu siguranță te vei accidenta. Cu siguranță te vei accidenta în sală sau sistemul tău imunitar va fi foarte scăzut și te vei îmbolnăvi. Sper că ați găsit instructiv acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pentru mine ajută foarte mult. Acest clip nu este făcut să-l pun la zid pe Reigns. Pur și simplu am vrut să vă dau o informație calitativă din punct de vedere al nutriției și al slăbitului și al masei musculare, pentru că eu am trecut prin chestia asta natural și încă mai trec. Transformarea mea este încă în proces. M-am gândit, bineînțeles, să pun și un titlu mai atractiv, să fie cineva cunoscut, în speranța de a se uita mai mulți oameni la mine, de a da peste mine cât mai mulți oameni și am vedea transformarea și a începe să mă urmărească pentru informații calitative. Și bineînțeles, de a-i face reclamă și lui, poate unii dintre voi nu-l cunoașteți, puteți să-l urmăriți pentru că are foarte multe clipuri motivaționale. A ajutat și el foarte mulți oameni să slăbească, la fel cum încerc și eu să vă ajut pe voi să slăbiți. Așa că fără hate, fără ură, fraților, până data viitoare, eu sunt Otto, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare, să consumați produse apicole și să vă uitați la cea mai șmecheră transformare live în timp real de pe tot YouTube-ul, să nu pierdeți niciun clip de duminică, să vă abonați, activați clopoțelul de notificări, să vedem ce mai gătește Chef Mami și câte kilograme voi mai reuși să slăbesc. Până data viitoare, v-am pupat! Ciao! Lumea zice, zice multe, dar mai tare muzica în căști, am traseul clar.
dar în minte și trec printre miler de maști. De la zero întorc cu viața, pas cu pas merg și atunci când toate dor.